Este momentul potrivit să spunem noi pacienții cu mielom multiplu cum este să trăiești o zi cu acest diagnostic. Clinic, mielomul multiplu se manifestă prin dureri osoase, anemie progresivă, oboseală și sensibilitate la infecții, care recidivează frecvent și sunt rezistente la tratament. Din nefericire, strategiile terapeutice actuale nu comportă un caracter curativ, în sensul că nu sunt susceptibile să vindece efectiv o asemenea afecțiune, însă pot fi eficiente în temporizarea evoluției bolii și ameliorarea acesteia. De cele mai multe ori, pacientul cu mielom trebuie să meargă săptămânal la spital pentru tratament. Practic, trăim de pe o săptămână pe alta, pentru că nu avem certitudinea că în viitorul apropiat starea noastră de sănătate se poate îmbunătăți sau se poate degrada. Aș putea spune că este o luptă cu noi înșine, este un progres psihologic, este un proces psihologic profund care macină și ne consumă iremediabil. Toate acestea sunt însoțite de durerile dimineții. Te gândești dacă astăzi reușești să mergi la fel de bine ca ieri, dacă astăzi reușești să fii un om normal, să poți să realizezi activitățile zilei. Nu putem să ne propunem prea multe, să facem prea multe lucruri, pentru că suntem conștienți că în curând o să simțim oboseala, apatia și celelalte stări amintite. Toate aceste stări sunt trăite alături de familie. Știm bine că aparținătorii au un rol deosebit de important în viața noastră. Sunt zile când ne dorim să ajungem la spital pentru tratament, pentru că simțim nevoia să-l facem să fie mai bine. Drumul nostru către vindecare este greu și avem nevoie să fim ascultați, tolerați și să primim empatia voastră, pentru că acest drum este lung și fără medicii hematologi alături de noi, nu-l putem duce. Este necesar să fie aprobate în România cât mai multe studii clinice, pentru că medicamentele noastre sunt foarte scumpe și fără ajutorul statului nu putem beneficia de acestea, de asemenea fără ajutorul producătorilor de medicamente care se implică în problema noastră a mielomului. Astăzi este Ziua Internațională a Pacienților cu Mielom Multiplu. O zi care trebuie să atragă atenția tuturor pacienților, tuturor oamenilor sănătoși și celor care ne conduc vremelnic, că există această boală. Și crezul meu este că dacă vrem să rezolvăm ceva, trebuie să fim într-o colaborare foarte bună cu pacienții. Noi, medici, societatea profesională, împreună cu pacienții, organizați într-o formă de instituție juridică, cum este SOS Myeloma, și bineînțeles împreună cu autoritățile de sănătate publică, care au datoria constituțională să protejeze și să asigure resursele pentru bunăstarea și sănătatea cetățenilor. Astăzi avem acces la medicamente, așa cum se întâmplă și pentru pacienții din vestul Europei, ceea ce este foarte, foarte bine. Sigur, avem încă probleme. Avem diagnostic tardiv, avem pacienți care nu sunt diagnosticați. Statistica ne spune că noi ar trebui să avem în jur de 700 și ceva de cazuri, aproape 800 de cazuri de mielom multiplu în fiecare an în România. Noi avem în jur de 400. Unde sunt restul? Nu sunt diagnosticați. Nu se pierd. Majoritatea pacienților sunt din mediul urban. Ce coincidență
Credeți că se îmbolnăvesc mai mult cei din mediul urban? Nu. E vorba de acces. E vorba de acces la sănătate. Și asta nu este numai în hematologie. Toată medicina românească are această problemă. O luptă cu un sistem și este o luptă inegală. Pentru că uneori te simți strivit. Dar împreună trebuie să mergem mai departe. Pentru aceasta suntem aici. Aceasta este misiunea noastră, a medicilor, a doctorilor. Și noi suntem într-un spital pentru că la poarta noastră bat oameni care au nevoie de noi. Și poarta trebuie să fie deschisă. Și trebuie să ne facem datoria așa cum trebuie. Și chiar cu această implicare socială prin care să contribuim la îmbunătățirea activității noastre.